Concursul de angajări din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca-Giurgiu s-a încheiat cu rezultate nesperate. Doar 40 de candidați dintr-un efectiv inițial de peste 200 au fost admiși din sursa externă pentru cele 48 de posturi scoase libere. Aceștia au avut de trecut prin mai multe probe. De foc, cea mai grea fiind testarea psihologică la care au picat foarte mulți. Limita de vârstă a participanților a fost de 28 de ani, iar locurile disponibile nu au fost limitate nici pentru bărbați, nici pentru femei. Au fost destui aspiranți care și-au încercat norocul la Giurgiu și au venit -o mai din Olt, Dolj, Craiova și chiar din Vâlcea. În final au rămas doar cei care au învățat și s-au pregătit pentru această competiție. S-a finalizat concursul pentru ocuparea celor 48 de posturi, scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. La rândul său, Comisia de Examinare a dat dovadă de exigență și profesionalism. La Giurgiu au fost aduși ofițeri din cadrul altor inspectorate de pompieri pentru a-i examina pe candidați. Au fost ocupate 40 de posturi. Rezultatele finale au fost afișate vineri, după, timp, după expirarea timpului de a contestațiilor. Noul personal angajat în urma acestui concurs nu acoperă din păcate efectivul necesar de pompieri existenți în rândul inspectoratului. Însă, competiția a fost una de bun augur, susțin cei din cadrul unității. Cele mai multe posturi de subofițer operativ sunt la detașamentul de pompieri Giurgiu 10, loc în care a fost și cea mai mare concurență. Se suplimentează deficitul de personal nu a afectat acest deficit de personal intervenția în situații de urgență, dar sperăm să fie și mai bine de acum înainte.